Ce este succesul în viață? Succesul în viață pentru mine, la vârsta pe care am eu, e să ai o familie, să știi că ai o familie, că sunt persoane care te iubesc, că ai copii care seamănă și la propriu și la figurat, în sensul caracterului, că au copiat, că i-ai învățat ceva și ai văzut că a rămas ceva. Deocamdată, asta e cea mai importantă parte. Mai e și partea materială, care nu e neglijat, care influențează probabil pe celelalte, dar eu cred că asta e. Pentru mine, ca și tânăr, a avea succes în viață înseamnă a avea niște, o bază morală, niște principii morale și de a avea o familie care să te sprijinească, să te suporte, dacă pot să spun așa, iar succesul în cariera profesională poate să vină cam un surplus peste acest lucru. Din punct de vedere al societății, succesul înseamnă faimă și bani în al doilea. Pentru mine, succesul în viață este atingerea scopurilor pe care mi le-am propus dinainte și aceasta numai prin ajutorul lui Dumnezeu, nu prin alte mijloace. Succes cred că înseamnă, în primul rând, împlinire. Că a avea succes înseamnă a te simți împlinit, a te simți plin. Chiar dacă lucrul acesta înseamnă aduce mai mult sau mai puțin faimă sau bani sau orice ar fi, dacă tu te simți împlinit și bine cu tine însuți, eu cred că aceasta înseamnă succes. Din punctul meu de vedere, cred că sunt mai multe cheie ale succesului. Mi-aduc aminte de o ilustrație cu cei patru elefanți pe care se sprijină lumea și unul din elefanți este concurența. Ca să ai succes, trebuie să te zbați să fii mai bun decât celălalt. Al doilea elefant ar fi bani, pentru că sunt o invenție de-a noastră, de-a oamenilor și este o modalitate de a cuantifica și succesul, dar și de a avea succes. Dacă ai bani, automat cred că ai succes. Acestea doar din punct de vedere lumesc, pentru că pe nouă pământ nu o să ai nici bani, nici nu o să mai existe concurență. Cred totuși, din punct de vedere creștin, că succesul este o relație foarte bună cu Dumnezeu. Și de acolo decurg toate. Cred că este în funcție la ceea ce te raportezi. Adică pentru un om bolnav poate să fie o viață sănătoasă, pentru un om care nu poate să aibă un copil poate să fie un copil. Pentru mine personal, cheia succesului este să trăiești bine, fără frustrări, să te simți bine în pielea ta, să te simți un om împlinit, să ai curaj să vezi defectele, succesurile. Și ca și creștin, mă gândesc că cheia succesului în viață este atunci când îți faci un bilanț și când vezi că n-ai trăit doar pentru tine, ai trăit și pentru alții. Și că ai puțin de greu cu privire la ceea ce ai făcut. Ca și creștin, cred că succesul în viață înseamnă legătura pe care o are cu Dumnezeu. Și aceasta ar putea fi garanția unei vieți depline. Indiferent de ceea ce vine peste tine, totul poate fi trecut ușor. Și atunci nu putem spune că trec printr-o perioadă de criză, trec printr-o perioadă de probă. Și atunci Dumnezeu îngăduie să vină și erele ca să le prețuiești mai mult pe cele bune. Și succesul este variabil. Pentru unul poate fi bogăție, pentru unul poate fi o mașină, o casă sau nu știu ce. Însă Hristos ne-a promis că succesul de aici este temporar. Așa că mai bine să dorim succesul de sus. Succesul cuiva în viață depinde doar de el însuși sau și de circumstanțele în care trăiește? Așa cum am spus, succesul este împlinirea ta. Circumstanțele sau norocul sau orice ar fi altceva, pot să te încerci să te convingă că nu ți-ai atins scopul. Dar dacă tu îți cunoști drumul în viață, dacă tu poți să te legi de Dumnezeu în așa fel încât să urmărești ceea ce El îți spune, succesul nu depinde de alte circunstanțe, decât Dumnezeu e singura circunstanță care poate să-ți influențeze sau nu succesul sau împlinirea ta. Într-o oarecare măsură depinde
succesul de zestrea genetică pe care am moștenit-o de la părinți, de formarea sau dezvoltarea talentelor lui și, de ce nu, depinde foarte mult și de circumstanțele exterioare. Și aș da un exemplu, îmi place fotbalul și știu că Gheorghe Hagi nu ar fi fost celebrul Gheorghe Hagi dacă la un moment dat un antrenor de jucători nu ar fi avut inspirația să-l ia și să-l promoveze mai departe. Și nu este un exemplu singular. Deci cred că depinde foarte mult și de circumstanțe. Cred că succesul în viața fiecăruia depinde de legătura pe care o are cu Dumnezeu. Pentru că indiferent de ceea ce vine asupra ta, tu fiind perfect legat de Domnul Hristos, poți trece mai ușor, chiar dacă vine cazuri, încercări și toate celelalte. Și mai mult decât atât, Biblia nu ne promite că o să trăim o viață de plină. Aici, pe acest pământ, am spune o viață pe roze. Deci succesul poate fi temporar și succesul de aici, am putea să spunem că este bun în viață, dar nu poți să știi cât timp durează, pentru că totul pe acest pământ e temporar. Familia cuiva are vreun rol în realizarea succesului său în viață? Cred că în mare parte da, pentru că familia dă lecțiile de viață și bazele unui copil pe care acesta o să le urmeze în ceea ce va face. Deci îi dă un început și formează un caracter pe care acesta îl folosește pentru a-și atinge scopurile. Cred că familia are un rol esențial în dezvoltarea copilului, în punerea bazelor educației, cum ar fi, contează foarte mult încrederea în sine. Până la urmă, succesul la asta se rezumă, a te simți bine cu tine însuți, a fi bine atât pe plan personal cât și pe plan vertical cu Dumnezeu. Și consider că familia are un rol esențial în dezvoltarea copilului și încrederea pe care el o captează în sine în perioada educației îl ajută să se dezvolte foarte mult în acest plan. Succesul copiilor în mod deosebit ține de educația pe care o primește. Cu toate că la un moment dat se poate distinge de familia în care a trăit. Deci sunt familii în care s-a trăit rău și copiii au avut o viață bună, sunt copii care au trăit foarte bine și au avut o educație bună și au sfârșit prost. Dar este important ca părinții, atunci când cunoști și știi cum ar trebui educat un copil, să-i pui niște baze solide pentru ca el să fie sigur de el și să știe că poate veni la tine pentru un sprijin, pentru un ajutor ca părinte. Dați-mi exemplu de un om de succes. În ultima perioadă am citit foarte mult despre Ben Carson, despre medicul neurochirurg, pediatru, presupun că toată lumea îl cunoaște. Acest om care, în opinia mea, este într-adevăr un om de succes, a reușit atât în cariera profesională cât și în viața de familie. Este un om de care societatea lumii este mândră. Familia lui este mândră cu el însuși și automat este un om de bază în biserica în care activează și consider că prin toate aceste lucruri el se poate numi un om de succes. Pentru mine sunt mulți oameni de succes, dar printre ei pot să număr pe fratele Țărțărău, fratele nostru care lucrează cu cei care nu cunosc pe Dumnezeu în zone mai dificile. Și mi se pare că acest om și-a atins scopul în viață și aceea scopul care corespunde cu misiunea. Mă gândesc la Pavel. Chiar dacă a învățat la picioarele lui Gamaliel, l-a socotit toate lucrurile de aici ca o pierdere, ca să câștige pe Hristos. Și îmi pare rău de multe ori că nu am reușit să ajung la această convingere pe care o are el. Pentru că privind lucrurile din perspectiva cerească, am putea considera că succesul de aici este doar o etapă pentru succesul de a trăi o viață fericită dincolo. Și ajungând să trăiești această etapă, așa zis, un succes de aici, poți să te bucuri mai bine de succesul care va fi dincolo. Pentru că cele de aici sunt chiaritoare, sunt temporare. Sunt foarte mulți oameni de succes despre care am citit. Mi vine în minte, de exemplu, despre Avram. Am citit că era un om de succes și un om bogat, un om care multă lume îl invidia pentru ceea ce avea, dar totuși a fost gata oricând să slujească, să lupte pentru nepotul său, de exemplu, să dea întâietate altuia, să-l considere pe Melchisedec mai important decât el.
Un om de succes nu simte că el este buricul pământului, ca să zic așa. Un om de succes simte că este la locul lui și că ceea ce face este important.